Noua formație de rugby în 15 aceste Politehnicii Iași va disputa sâmbătă pe stadionul T -Pro, contra formației Ercegura Gura Humorului, decanul de vârstă al lotului noi echipe de la aceste Politehnica Iași, pregătită de către antrenorii Mihai Stuparu și Ioan Iftode, este Mihai Bișoc, în vârstă de 38 de ani. Rugbistul a fost un sprijin de nădejde de-a lungul timpului. Nu a ezitat nici acum să pună umărul la reînființarea formației, fiind un suport pentru mai tinerii săi colegi, atât din teren cât și de pe banca de rezerve. Dragi sportului cu balonul oval, va așteptăm sâmbătă pe stadionul Tepro la ora 12 pentru a vedea o confruntare între două echipe de moldoveni. De o parte vor fi băieții din gura humorului, printre ei numărându-se și câțiva foști jucători ai Politehnicii Iași, iar de cealaltă parte, mult așteptata echipă a orașului Iași. Jucătorii ieșeni conduși din teren de către liderul lor, Michiduță Sergiu, vor încerca să vă ofere un spectacol pe care îl așteptați de atâta timp. Eu am așteptat cu speranță revenirea Iașului pe harta rugby românesc. Sunt bucuros că s-a realizat acest proiect și sper din toată inima că nu vom dezamăgi. Dacă va fi seriozitate, acești tineri ne vor reprezenta orașul cu fruntea sus, a declarat Marius Bișoc. Meciul dintre Polia și Gura Humorului va avea fluierul de start sâmbătă la ora 12.